Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre asigurarea facultativă în sistemul public de pensii. Un salariat născut în martie 1950, cu o vechime în muncă de 42 de ani, se poate pensiona anticipat parțial în 2012. După dobândirea calității de pensionar, persoana respectivă poate încheia un contract de asigurare socială cu Casa Teritorială de Pensii în vederea completării venitului asigurat. După împlinirea stagiului de cotizare de peste 43 de ani, poate solicita recalcularea pensiei și transformarea acesteia în pensie anticipată? Iată soluția oferită de specialiștii portal codulmuncii.ro. Conform articolului 6 alineatul 2 din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se pot asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile prezentei legi, avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat. În baza acestei prevederi legale, orice persoană care dorește să se asigure facultativ în sistemul public de pensii, respectiv să își completeze venitul asigurat, se poate asigura pe bază de contract de asigurare socială. Asigurarea facultativă nu este interzisă în mod expres persoanelor care au calitate de pensionar, nici de legea 263/2010 și nici de normele de aplicare a acestui act normativ. În privința titularilor de pensie anticipată și anticipată parțial, legea interzice numărul cumulului acestor tipuri de pensii cu venituri pentru care asigurarea este obligatorie. Cu toate acestea, reglementând valorificarea stagiului de cotizare realizat de titularul unei pensii anticipate sau anticipate parțial, legea 263/2010 și normele metodologice de aplicare au în vedere numai perioadele în care acesta contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendată potrivit legii. Astfel, articolul 67 alineatul 1 din legea 263/2010 stabilește că, la data îndeplinirii condițiilor pentru asigurarea pensiei pentru limita de vârstă, pensia anticipată parțială se transformă în pensie pentru limita de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la articolul 65 alineatul 4 și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate parțiale. Totodată, articolul 51 din normele metodologice de aplicare a legii 263/2010 stabilește că stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendată, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de vârstă. În consecință, nefiind reglementată interdicția asigurării facultative a titularului unei pensii anticipate parțial, apreciem că acesta se poate asigura facultativ în sistemul public de pensii. Însă, întrucât legea nu face referire la valorificarea stagiului de cotizare astfel realizat, ci numai la stagiul de cotizare realizat în perioada de suspendare a plății pensii anticipate, cu privire la acest aspect, vă recomandăm să solicitați un punct de vedere oficial al Casei Naționale de Pensii Publice. În opinia noastră, bazată pe faptul recalcularea pensiei anticipate parțiale este prevăzută de lege doar la data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă, stagiul de cotizare realizat în baza unui contract de asigurare socială poate fi valorificat doar la acordarea pensiei pentru limita de vârstă.